Partidul Acțiune și Solidaritate își atribuie meritele guvernărilor anterioare și se laudă cu proiecte inițiate cu mult înainte de a veni ei la putere, proiecte la care ei au tăiat doar panglica. De această părere este ex-președintele raionului Criuleni, Veceslav Burlac. În cadrul emisiunii Puls, el a venit cu un exemplu concret, cel al reabilitării drumurilor. Am auzit că PAS, guvernarea PAS, au construit 700 de kilometri de drumuri, pe când celelalte guvernări luate împreună au construit 256 de kilometri, eu mai să râd, să mă crușesc, nu știu ce să fac. Dar să eu așa, 70 de kilometri de drum doar în raionul Criuleni, construite în 2017-2019. Și asta nu poate, nu avem date, nu avem primarii care poate confirmi chestia asta. Deci și ca raionul Criuleni, hai nu zic să atâtea, da? Deci noi am avut opțiunea și posibilitatea de a construi acel tronson de drum de 27 de kilometri, care dar în mare parte, minimum 50 de kilometri în fiecare raion. Deci pe vremea Partidul Democrat s-au reabilitat în jur de 1600 de kilometri de drumuri. Fostul președinte al Consiliului Raional Criuleni a precizat în detalii că doar pe parcursul celor 2 ani, timp în care s-a aflat la conducerea raionului, au fost construite capital 32 de kilometri de drumuri, inclusiv porțiunea Peresecina Oxentea și accesul în 6 localități. La acestea se mai adaugă circa 40 de kilometri de drumuri pe care a fost reînnoit stratul de asfalt. Inclusiv, apropo, 2 kilometri jumătate de drum în satul natal al lui Andrei Spânu, da? Tot de partidul de guvernarea Partidului Democrat au fost construite în satul Ratru și Dreslicei. Veceslav Burlac mai spune că și costurile anunțate de cei de la guvernare pentru construcția acestor drumuri ridică multe semne de întrebare. Numai cât fac cele 250 de milioane de lei cheltuiți pentru 4 kilometri de drum Leova-Bumbăta. Dar infrastructura pe hârtie pe care o Odisean Pască, ei au făcut 700 de kilometri, deci e haioase. Noi am văzut, da? Noi am văzut 4 kilometri de drum construit de PAS pentru o cheltuie 250 milioane de lei pentru un tronson de 4 kilometri. Ca să vă dau un exemplu. Probabil a pus faura acolo. Tronsonul de 27 de kilometri era drum de țară, era drum petruit, da? De la Peresecina până la Ohrincea, pe partea din nord a raionului Criuleni. Noi am cheltuit, adică s-au contractat servicii în valoare de 160 de milioane de lei. Oameni buni, voi vă închipuiți, înseamnă 27 de kilometri cu 160 de milioane și 4 kilometri cu 250. Deci, nu știu, deci e strigător la cer. Am solicitat o reacție la declarațiile fostului președinte al raionului Criuleni, dar purtătoarea de cuvânt APAS, Adriana Vlas, ne-a spus că nu comentează cele spuse de Veceslav Burlac. Rea de seamă pe care au făcut-o cu ocazia celor 3 ani de guvernare, reprezentanții PAS anunțau că din anul 2021, de când Partidul Acțiune și Solidaritate a venit la putere, în Republica Moldova au fost dați în exploatare 700 de kilometri de drum. În viziunea deputatului PAS Radu Marian, asta este un rezultat pe care nicio altă guvernare nu a reușit să-l obțină.